Bună seara, doamnelor și domnilor! Alarmă la Bruxelles după protestele violente din Sri Lanka din cauza problemelor economice din țară. Vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, avertizează că Europa poate fi lovită de conflicte și revolte masive din cauza crizei energetice și că este urgent ca guvernele să găsească soluții imediate, chiar dacă poluante, cum este, de exemplu, energia din cărbune, astfel încât oamenii să nu stea în frig la iarnă. Și în România, ministrul energiei a anunțat revenirea la cărbune, până când vom avea așa zisa independența energetică după exploatările din Marea Neagră, independență care însă nu ne va aduce neapărat și prețuri mai mici la energie. Și este anchetă la Curtea de Apel după acuzațiile că premierul Nicolae Ciucă și-ar fi aranjat dosarul de plagiat cu ajutorul judecătorilor, iar pe litoral a venit nota de plată, bate vântul la Mamaia, iar hotelierii cer intervenția urgentă a guvernului. Unde au evadat turiștii români? O să discutăm toate aceste subiecte, avem și altele pregătite. Vă prezint invitații mei de la această oră, Sarmiza Andronic, consultant politic. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc! Doamnă. Silviu Sergiu, jurnalist, bună seara! Să rămână! Mario Demezzo, președinte, vicepreședinte PNL sector... Mulțumesc, bună seara! Bună seara! Mi-era teamă să nu greșesc din nou. Alfred Bulai, sociolog, ni se alătură pe Skype. Bună seara! Vă mulțumesc foarte mult! Și de asemenea Ana Cătăuță, deputată PSD. Bună seara tuturor! Vă mulțumesc frumos că sunteți prezenți la această emisiune. Să începem cu primul nostru subiect, un avertisment venit de la Bruxelles în legătură cu ce se va întâmpla la iarnă. Liderii de acolo se tem că ar putea să urmeze revolte și deranj social, pentru că, iată, oamenii s-ar putea să nu-și mai permită facturile la energie sau chiar să nu mai aibă energie deloc în condițiile în care știm cu toții ce se întâmplă cu războiul din Ucraina. Iată ce spune așadar Frans Timmermans, vicepreședintele Comisiei Europene. Dacă societatea noastră ajunge la conflicte și lupte foarte, foarte puternice pentru că nu există energie, cu siguranță nu ne vom putea atinge obiectivele climatice. Cu siguranță nu vom ajunge acolo unde trebuie să ajungem dacă lipsa de energie duce la perturbări puternice în societățile noastre și trebuie să ne asigurăm că oamenii nu sunt în frig la iarna care vine. Trebuie să ne asigurăm că ne menținem industria pe cât posibil funcțională, deoarece singurul lucru care l-ar putea ajuta pe Putin sunt diviziunile în societatea noastră. Și face trimitere domnul Timmermans la revenirea la cărbune, pentru că este o alternativă măcar pe timp limitat, cât să ieșim din această iarnă și apoi mai vedem cum mai rezolvăm această problemă extrem de spinoasă, deși și criza climatică este una foarte gravă. Înainte de acest război discutam intens sau se discuta intens la Bruxelles despre ce este de făcut astfel încât să ajungem la neutralitate climatică până în 2050, să trecem pe verde. Avem acest PNRR care venea la pachet cu reforme tocmai pentru ca să trecem toate sectoarele pe verde, să nu mai fie poluante, astfel încât să nu mai punem planeta în pericol. Ce să știe doamna Andronic, ce să știe acești politicieni? Au ceva informații că se pregătesc niște revolte, poate spontane sau poate provocate, că nici Putin la Moscova nu doarme și știe foarte bine că trebuie doar o scânteie în Europa să pornească niște revolte puternice. Mie mi-ar fi plăcut ca preocuparea să fie pentru cum rezolvăm această problemă, nu cum ce facem dacă ies oamenii în stradă. Pentru că au fost nenumărați specialiști în toate țările care au avertizat că se va ajunge aici. Ce se întâmplă dacă liderii Uniunii Europene sunt divizați? Da, asta este o chestiune nemaipomenit de binevenită pentru Putin. Dar deja această împărțire a lor există. De ce? Pentru că provocarea este în primul rând a lor. Cum fac să nu supere Uniunea Europeană, cum fac să-l pedepsească pe Putin și cum fac să-și mulțumească propriile popoare. Cum gestionează ei aceste crize la ei în țară? Și atunci sigur că există tot felul de discuții, sigur că toată lumea este îngrijorată la Bruxelles, dar pe de altă parte, repet, liderii acestor țări trebuie să se întoarcă spre popor. Și soluția care ar fi să ne întoarcem la cărbune momentan, chiar dacă poluează... Păi vă reamintesc... Vă reamintesc că Germania vorbește despre întoarcerea la cărbune dinainte de a fi discuția despre PNRR. Deci nu exista discuția ce facem cu crizele, cu pandemia și așa mai departe și Germania vorbea despre întoarcerea la cărbune. Acum putem să ne întrebăm ce informații avea Germania? Bun, ne întoarcem la cărbune. S-a discutat despre această chestiune verde, da, totul să fie verde. Ce punem în zona intermediară? Pentru că nu se pocnește din degete și se întâmplă lucruri.
Da, probabil pentru că unii aveau ceva informații înainte de acest război, alții poate nu aveau informații și mizau că, iată, trecem pe energie alternativă, numai că, iată că nu se poate. Ce spune domnul Virgil Popescu, care astăzi a avut iarăși o problemă cu domnul George Simion, ce o să vedeți acea înregistrare, ce spune domnul Virgil Popescu ieri? A postat pe Facebook, ca să fie foarte clar, în următorii ani România va produce energie electrică pe bază de cărbune la capacitate maximă pentru a trece peste această criză. Nu se închide nimic din ceea ce funcționează, dar nu vom înlocui importul de gaze rusești cu importul de cărbune rusesc. Dar de undeva trebuie să luăm cărbune, că înțeleg că al nostru are putere calorică destul de mică, așa ne-a explicat aici mai devreme un analist economic foarte bun. Și atunci de undeva trebuie să luăm, că nici asta nu avem, nici cărbune de bună calitate în România. Eu nu sunt specialist pe cărbune, să știm, sau nici măcar în zona de energie, să știu care este calitatea cărbunului sau nu. Din ce știu eu, România are resurse și rezerve și de cărbune, poate, nu știu, are putere calorică mai mică, dar avem cantități mai mari și putem compensa. Vom face un mix, am început deja extragerea de gaze din Marea Neagră, vom continua și acolo va compensa o parte. Deci România are resurse, eu așa știu și așa cred. Numai că e o urgență, poate are pe termen lung, dacă deja, vorbim despre exploatarea deja de Marea Neagră, Național Liberal are deschis termocentralele pe cărbune în martie, de la Rovinar, de la Craiova și de la Turceni, dacă nu greșesc, mai sunt trei termocentrale pe cărbuni pe care au fost deja deschise. Deci oamenii, până sigur că e important să ne gândim la planetă și la a ecologiza în jurul nostru totul, însă până ne gândim cum vor trăi oamenii peste 50, peste 75 de ani, este la fel de important să ne gândim cum trăiesc oamenii astăzi, mâine sau da, în iarna care urmează. Problema e și mai gravă, că nu vorbim despre 75-100 de ani, vorbim despre 20-30 de ani. 50 de ani, am înțeles, sunt de acord cu dumneavoastră, dar sunt de acord, dar până ajungem la 50 de ani, este important ca vârstnicii, persoanele vulnerabile, oamenii în această țară, în această iarnă, exact, care se anunță una extrem de grea, războiul e o părere personală, din nou, fără să fiu analist militar, dar e o părere personală, că nu cred că se va încheia războiul până în iarnă. De păi, abia e un moment potrivit de la toamnă și încolo atunci, să se iarna situația. Iarna se anunță a fi nu grea, ci extrem de grea. Și trebuie să găsești soluții, iar dacă aceasta dacă centralele pe cărbune sunt o soluție, cu siguranță vom apela la ea. Domnule Bulai, merg la dumneavoastră, sunteți sociolog. Cum vedeți acest avertisment foarte dur? Europenii, e foarte posibil să iasă masiv în stradă în această iarnă, în condițiile în care vor suferi de frig sau nu-și vor mai permite să plătească pentru încălzire. Se tem liderii europeni de aceste reacții? Ei, sigur că se tem. Evident. Și față de societatea românească, acolo e posibil să fie mult mai neplăcută manifestarea publică, pentru că e la cote diferite. Dar acum, apropo de discuțiile astea care au foarte multă incompetență în spate, ce să deschideți? Mine? Păi aveți mineri? Nu mai există mineri în România. Gata, s-au dus, au fost spulberați acum 20 de ani. Sunt zeci și zeci de calificări la mină. Nu aveți cum să deschideți minele care sunt închise, că nu aveți cine să lucreze, nu are cine să lucreze în ele. Deci e o glumă asta. Poți să dai drumul la o instituție, la o termocentrală, că tu mai vrei să o închizi. Sau era, mă rog, închisă de un an de zile, mai găsești oameni. Dar la mineri e vorba de multe mii de oameni. Și noi avem. Deci astea sunt glume. Glume ca și chestia aia cu energie alternativă. De unde? Ce credeți? Că peste noapte treci la alt gen de resurse? Nu. Problemele sunt extrem de grave pentru europeni și pentru Europa. Schismele în Europa sunt mari, dar nu numai în Europa. E vorba de ruptura structurală dintre statele, uite, și Uniunea Europeană, fie vorba între noi, procesul e mult mai complicat și e cu mult înaintea războiului din Ucraina. Adică, cu alte cuvinte, lideri europeni știu foarte bine, nu e chiar atât de... Și aici doamna Sarmiza a spus perfect adevărat, adică noi am bătut câmpii de atâtea luni de zile, nu, cu problemele care există și care vor exista. Deci nu e chiar așa o mare surpriză că liderii europeni s-au prins de această chestiune. O știu, au probabil și față de noi din zona publică și informații mult mai multe. Din acest punct de vedere, va fi o notă mare de plată, pentru că războiul a pus capac la o serie de probleme legate de pandemie. Nu au trecut problemele legate de pandemie, de cum a fost administrată pandemia, la asta mă refer. Și vine valul 6, domnule profesor, vine valul 6.
Vine valul 45, nu vine niciun val. Deci din punctul ăsta de vedere, nu, administrarea pandemiei, vorbim de zeci de miliarde, deci nu, e o chestiune de altă natură, mă refer la gestiunea pandemiei. Deci din punctul ăsta de vedere, sigur că pe fondul nemulțumirilor sociale, sigur că încep să vină notele de plată și din urmă. Și atunci, sigur că liderii europeni încearcă să facă front comun cât pot, deși în interiorul Uniunii Europene nu există niciun fel de consens. Dar în România, domnule Bulai, în România, noi aici avem o toleranță, să spunem, mai mare pentru viața grea, să spunem. Pentru că în București, de exemplu, românii, ești obișnuit cu să stai în frică. Românii reacționează în funcție de ce se va întâmpla în Europa. Dacă nu se întâmplă în Europa, nu se va întâmpla nici mare lucru nici în România. Modelul se preia, modelul, cum să zic, se promovează mimetic, chiar și între țările din Uniunea Europeană. Adică trebuie să înțelegem că nu vor fi aceleași reacții în Europa. În România au fost întotdeauna de mai mici dimensiuni. N-am avut niciodată 1 milion de oameni sau manifestații la modul acesta. În manifestațiile sunt non-violente în România, adică nu au violență în realitate, dar asta nu înseamnă că guvernanții se pot simți bine. Partea bună pentru guvernanți, chiar foarte bună, este că nu avem opoziție și dacă nu avem opoziție e foarte greu să ai un capital de speranță. Da, doamna Cătăuță, la PSD se fac socoteli, vine iarna, vă așteptați la nemulțumiri, la proteste, la deranj în stradă din cauza facturilor și nu doar de la facturile de energie, dar oamenii nu o să-și mai permită nici mâncarea, nici combustibilii, nici nimic, practic. E o inflație foarte mare. Domnul Timar Mask, spune cea lucru pe care noi îl spunem de ceva timp. Trebuie să fim, într-adevăr, extrem de atenți la ce se întâmplă cu încălzirea globală, pentru că vedem și zilele acestea efectele. Vedem seceta, de exemplu, un efect clar al încălzirii globale. Însă, trebuie să avem grijă ca acest cost să nu fie decontat de către cetățeni, de către categoriile care sunt mai vulnerabile. Și din acest punct de vedere are dreptate. Trebuie să avem foarte mare grijă ca cetățenii să nu plătească pentru o criză energetică în care ne aflăm. Acum, pe de altă parte, România nu este în situația altor țări. România, anul trecut, de exemplu, a importat undeva doar la 28% gaz. În condițiile în care au început explorările și extracțiile din Marea Neagră și la anul vor fi și cantități mai mari, atunci să spunem că situația României din acest punct de vedere arată mai bine decât situația unor țări europene mari, cum ar fi Germania, cum ar fi Austria, cum ar fi Franța. Însă asta nu înseamnă că ne plecăm pe ureche, cum se spune în popor, ci suntem extrem de atenți la măsurile care se iau pentru a preveni acest lucru. Înțeleg că focurile de gaz sunt astăzi undeva la 80%, că prin asta spune Ministrul Energiei, și ne uităm cu foarte mare atenție ca în această perioadă să nu fie decontată pe spatele cetățenilor care de-abia își duc praiul. Într-adevăr, simțim și efectele inflației. Am înțeles. Acum se pune, Silviu Sergiu, se pune la încercare competența, seriozitatea guvernanților care au fost obișnuiți până acum să plece de la guvernare dacă dădeau de greu sau își făceau calcule strict electorale, mai ales că ne așteaptă 2024. Ei, acum vor trebui să dea o probă de seriozitate maximă, iar cetățenii ar trebui să-i sancționeze foarte dur la vot în situația în care vreunul din aceste partide vor evada la toamnă sau la iarnă când vom da cu toții de greu și nu vor căuta soluții concrete pentru rezolvarea problemelor. Pentru că și bugetul ăsta e și așa ciuruit. Soluții pentru compensare, nu știu dacă se vor mai găsi și iarna asta. Nu știu dacă le-am plătit deja. În primul rând, la nivel macro, ca să zic așa, eu cred că nu ar trebui să fim foarte îngrijorați de ce o să facă politicienii europeni, pentru că au înțeles în cele din urmă, chiar și în al 12-lea ceas, că dependența energetică de Rusia este extrem de nocivă și că trebuie să facă ceva. Faptul că acum se tem ca, Doamne ferește, o să crească, o să explodeze factura de la gaze, la așa, nu are nicio legătură, sau are legătură cu Rusia, dar într-o mai mică măsură decât are legătură cu inacțiunea lor de până acum. Pentru că până acum au preferat să stea frumos cuplați la conducta de gaz care venea de la Moscova și să nu facă nimic în sensul reducerii gradului de dependență. Au înțeles
din păcate, pe fondul unui război care le-a pus această problemă în brațe, în mod brutal, da, au înțeles că lucrurile trebuie mișcate și că, până la urmă, trebuie construite și alte conducte, trebuie găsite și alte variante de producere a energiei și așa mai departe. Deci s-ar putea să fie o iarnă grea, vor fi revolte. Citeam o analiză chiar de zilele astea în The Economist care spunea că the people are angry and hungry, adică sunt și supărați, furioși și flămânzi. Asta e viața, se întâmplă. Consecințele nu le poți împiedica, da? Ele sunt, vin după acest război în mod evident. Deci, asta odată. Și în al doilea rând, eu în România adică nu mai am așteptări atât de mari că vor veni cu soluții miraculoase. Adică nu știu, nu mă raportez la politicianul român cum se raportează germanul la politicianul german, dacă vreți. Nu mă interesează prea tare ce o să facă, că probabil o să vină tot cu niște cârpeli absolut penibile și vorbesc aici de toate partidele, adică e vorba de PNL, de PSD. Uitați-vă ce fac în momentul de față, cum se ceartă pe niște chestii extrem de importante, cum ar fi cota unică, sistemul de impozitare. Da? Adică e un spectacol realmente ridicol, ridicol. Pentru că se caută bani și nu se găsește consensul. Se caută bani, dar... Tocmai știm că vine iarna grea și n-ai de unde să scoți bani de compensări și așa mai departe, să nu lași oamenii în disperare. Dar dacă vorbim concret despre soluții și întrebăm pe politicieni, doamna... Da, domnul Mario, ne explică domnia sa ce de face PNL-ul, că mi se pare că e un spectacol absolut jalnic de guvernare. Ați zis bine, vi se pare, aveți dreptate. Dacă pot colegii să schimbe, că scrie președinte pe ecran și n-aș vrea să cred. Vă da afară președintele în exercițiu. Nu, dar știam că televiziunea trebuie să fie corectă, nu să dezinformeze. Acum, dumneavoastră știți, am avut o discuție despre presa independentă. Vreți să spuneți că pe unul dezinformează? Nu, din potriva. Haideți să depășim momentul, v-am prezentat vicepreședinte. Vă deranjează că am făcut o corecție? Deci ce face PNL-ul, domnul Mario Demetra? Vă deranjează adevărul? Haideți să ne întoarcem la subiect. Vă deranjează adevărul? Nu înțeleg de ce insistați. Ce face PNL-ul concret pentru rezolvarea problemei? Domnul Virgil Popescu e contestat de multă vreme acolo. A trecut și evaluarea asta și remanierea care nu s-a făcut. Tot pe scaun a rămas. E contestat, ori toți miniștrii în funcțiune sunt contestați de opoziție, pentru că ăsta e rolul opoziției, să conteste. Cum de opoziție? Că și din PSD nu sunteți, da. Doamna Cătăuță, nu sunteți la guvernare? PSD-ul nu e în opoziție. Păi nu, dar am auzit doamna Cătăuță. Eu n-am auzit la foarte multe emisiuni din partea celor de la PSD reproșuri. Sunt lucruri diferite. Faptul că nu suntem de acord pe fiecare punct despre care vorbim este un lucru de înțeles. E firesc să fie, sunt dezacorduri și într-o familie, adică între oameni care trăiesc de 20-25 de ani împreună și nu văd la fel fiecare, și nu văd fiecare lucru la fel. Dar rămite, v-ați grăbit un pic, dar observ că faceți asta constant. Vă scuz, e în regulă. Dar remarcam faptul că recunoașteți politică, că sunteți o familie, iertați-mă, pentru că sunteți printre puținii politicieni care spuneți și recunoașteți că PNL și PSD sunt o familie. Ori nu aveți capacitatea să înțelegeți ceea ce spun eu, puteți să mă jignesc când vreți, ori pentru faptul că nu aveți răbdare să ascultați ce am de spus, trageți concluzii. Eu am spus așa și repet, mai repet o dată și o să zic mai rar ca să înțelegeți. Domnilor, se întâmplă ca și într-o familie să fie dezacorduri. Oameni care trăiesc de 25 de ani împreună, dar rămite, observați diferența? Dar rămite într-o coaliție politică formată din asta două partide, unul de stânga, unul de dreapta, care e firesc să vadă anumite lucruri. Haosul din sectorul energetic vi se datorează în primul rând partidului dumneavoastră nefiind național liberal în energie. Eu sunt specialist în destul de multe lucruri. Sigur că așa sunteți dumneavoastră, specialist să cunoașteți pe dumneavoastră, deci nici nu mă înțeleg. Eu dacă vin și spun o chestie, că sunt ziarist și până la urmă am tot dreptul să critic partidele politice. Și domnul acesta îmi spune că nu am capacitatea să înțeleg. Mie mi se pare că dumneavoastră sunteți lipsit de politețe
Da. Prost crescut și ar trebui să vă cer scuze. Și noi ați recunoscut că eu chiar n-am venit duminică seara să ascult aceste lucruri de la dumneavoastră. Într-un studio de serios. Domnul Nistor, dumneavoastră urlați într-un televizor. Nici nu mă cheamă Sergiu. Sergiu, și nu vă cheamă și Nistor? Nu, mă cheamă domnul Mario Demețo. Am înțeles. Deci, luăm publicitate, vă tai microfoanele. Emisiune de televiziune. Dar nu urlă nimeni. Domnul Demețo. Domnul Demețo, noi v-am invitat, vorbiți și cu noi sau suntem decor aici. Agresiv. Uitați-vă. Haideți, vă rog frumos. Deci să facem o pauză, să ne revenim. Ceva de PNL, să supere domnul. Bun, dar noi discutăm despre un subiect, un subiect mult mai important. Să spuneți orice. Dumneavoastră puteți să spuneți orice. Eu nu m-am deci vă tai microfoanele, domnilor. Nu reprezentați pentru mine un motiv de supărare. Doamna Sarmiza Andronic. Lăsați-o pe doamna Sarmiza Andronic. Bun, asta e vechiul meci, da, cu partidele politice care, într-adevăr, aruncă vina de la una la alta. Și asta mă enervează. Că acum sunt împreună la guvernare și am impresia că pot spune orice și pot ataca presa. Deci, domnul... Lăsați-o pe doamna Sarmiza Andronic. Eu vreau să vă spun. În care fusese întrebată doamna Sarmiza Andronic. Haideți că am o întrebare pe doamna Andronic. De vorbit. Pe soluții concrete, da? Ne întoarcem la cărbune și avem această lege offshore care ar trebui să fie pusă în aplicare. Legea aceasta offshore, că toată lumea vorbește și despre independența energetică. Dacă ne uităm în articolul 20, vedem că, da, cantitățile comercializate trebuie să fie cu prioritate către statul român în anumite condiții, dar nu și prețurile. Prețul va fi liber. Dar asta este o teorie. Nu știm cum se aplică ea până la urmă. Și apropo de aceste soluții pe care trebuie să ni le arate nouă și să le și implementeze guvernanții, vreau să vă spun un lucru. Indiferent că sunt susținători ai PSD, ai PNL, ai USR, nici nu contează. În acest moment, România trece prin niște crize extrem de urâte și vă mărturisesc că nu știu pe nimeni care să se uite cu speranță. Sau chiar dacă se uită cu speranță, nu se bazează nimeni pe aceste soluții. Toată lumea se uită la propriul buzunar, la propriul buget din familie. Toți încearcă și toți încercăm până la urmă, da? Nu stăm să ne uităm ce fac politicienii. Ne uităm la noi, în casa noastră, la problemele noastre și încercăm să le depășim așa cum putem fiecare dintre noi. Cred că este unul din puținele momente, din păcate crizele astea ne-au adus aici, să nu ne mai uităm cu speranță nici măcar la declarațiile lor. Degeaba iese acum un politician din orice domeniu, pentru că suntem în criză pe orice domeniu, să ne asigure că va fi bine, că există soluții, că ni le pot pune pe masă. Ele nu mai funcționează. Nu mai funcționează, efectiv. Adică toate aceste soluții sunt nu pentru mâine, ori pe noi ne interesează ziua de mâine, pentru că astăzi ne-au venit facturile, mâine trebuie să le plătim. Deci nu avem soluții pentru ziua de mâine, dar și soluții pentru peste câțiva ani, nu știu cât sunt de bune, pentru că această lege offshore a trecut rapid, pentru că a fost vorba de presiunea momentului, a trecut rapid și oamenii trebuie să înțeleagă, pentru că tot vorbim despre această independență energetică. Eu nu spun că nu e bine, că se face exploatare, dar să stăm primii la coadă ca să luăm noi primii gazul, dar prețurile, vorbim despre prețuri, prețurile vor fi libere. Prețurile vor, că luăm din Rusia, că luăm din România. Da, și mă uitam apropo de gaz, cei din Polonia spuneau că au 94% depozitele pline, da? Deci 94% le lipsește această cantitate de 6% și că nu-și fac griji. E în regulă. Da, și noi suntem prioritari și noi trebuie să ne uităm la această lege offshore, dar nu o facem, nu ne uităm spre ea. Adică nu ne uităm spre politicieni, asta încerc să vă spun. Întrebarea noastră este pertinentă. Ce fac oamenii ăștia? Habar n-am, ei n-au un răspuns încă. Iar noi nu ne mai uităm la ei cu speranță. Nu pentru că nu am avea neapărat încredere în politicieni, ci pentru că chiar dacă sunt buni și chiar dacă vor să implementeze ceva, repet, problema este pentru ziua de mâine. Și atunci, domnule Bulai, acceptăm lucrurile și trecem pe economie, stingem lumina, vedeam o știre, cei din Marea Britanie cumpără mai puțină mâncare. Probabil că ăsta va fi trendul și în România și așa se face risipă de mâncare masivă aici. Stingem lumina, stăm la 17 grade și cu asta basta, ne obișnuim cu rău până la urmă. Ei, acum trebuie să dăm cezarului ce al cezarului. Noi avem culturi de supraviețuire, nu fac foarte mari griji, că am supraviețuit prin perioade foarte triste ca societate. Europa va avea un șoc mult mai mare. Pe de altă parte,
Nu ne ajung gazele pentru că nu avem industrie. Că altfel, dacă am avea o industrie comparabilă cu o țară mai dezvoltată, ca Germania, nu spun eu că n-am avea destulă. Pe de altă parte, e o falsă problemă asta cu gazele, că nouă ne lipsesc foarte multe lucruri și europene, numai gazele, că s-a scumpit de două ori benzina. Practic avem o sume uriașe care vor să crească, o să ducă inflația mai departe. În Uniunea Europeană s-a semnalat că inflația va fi una dezastruoasă, că se va ajunge la recesiune. Mă rog, sunt multe scenarii. S-ar putea să fie mai negre decât e cazul, că așa fac în general analiștii, dar este clar că nu există vreo soluție peste noapte. E o chestiune și de logică elementară. Ni se spune, domne, vom avea energie alternativă. Pe bune? Dar nu va fi mai scumpă? Că dacă era mai ieftină, bănesc, o aveam deja. Adică nu stâmpiți oamenii de afaceri și, în general, economia. Adică dacă e ceva ieftin, folosești lucrul ieftin. Dacă e mai scump, de-aia nu-l folosești. Adică e o glumă să crezi că toate sursele astea alternative, care oricum au nevoie de ani de zile, vor fi mai ieftine. Nu, vor fi mai scumpe. Pe de altă parte, dacă cumpărăm gazele HFIA sau mai știu eu ce altă năstrușnicie în Statele Unite, sigur e mult mai scump. Adică ce vreau să spun este clar că există această problemă și din punctul meu de vedere, eu n-am o problemă că se ceartă partidele, nici nu prea mă interesează, e chiar normal că sunt, adică după mine, într-o coaliție, dacă totul e perfect, deja mi-e frică rău de tot. Adică, nu, aș vrea să se certe, să se împungă, treaba lor ce fac la urma urmei. Problema mea cu partidele politice este lipsa de curaj de a fi cinstiți. Adică, nume, poți să și spui sincer, da, bără, ne suntem depășiți de situație. Asta este, nu suntem numai noi, că acum chiar, mă rog, nu e o problemă strict legată doar de România. E o problemă generală și, da, într-adevăr, dintr-un anumit punct de vedere, România stă mai binișor decât alte țări. Deci, din punctul ăsta de vedere, sinceritate și nu festivism. Adică nu trebuie să vină guvernul să-mi spună mie, ca al N-lea guvern, că, atenție, avem o istorie în direcția asta, că trăiesc bine. Lasă-mă că nu sunt retardat, dar eu seama singur dacă trăiesc bine. Nu trebuie să-mi spui tu că trăiesc bine. Adică e o chestiune de asta de prostit în față. Nu, domnule, hai fi și sincer, că asta este chestiunea care te poate salva în politică. Pentru că nimeni nu vrea lucruri, nici în Europa la urma urmei. Da, și în toată... Acolo există o anumită sinceritate. Nu mai e ca pe vremuri, dar mă rog. Mai da, și în toată nebunia asta în București sau la București, în România, se discută despre creșteri de taxe, de impozite și așa mai departe, pentru că nu e așa, e nevoie de bani. Doamna Cătăuță, mă uitam peste o știre acum, o reacție foarte interesantă din partea vecinilor unguri, care, iată, au rupt un protocol vechi de 43 de ani, de fapt Statele Unite ale Americii. Au rupt un protocol vechi de 43 de ani cu Ungaria. De ce? Protocolul acesta viza evitarea dublei impozitări încheiată cu Ungaria în urmă cu 43 de ani și ministrul de externe a explicat despre ce este vorba. Zice așa, Ungaria se opune introducerii unui impozit minim global și creșterii impozitelor în Ungaria pe care acestea l-ar implica. Doamna Cătăuță. La PSD alta e abordarea, hai să creștem taxe, hai să punem biruri suplimentare pe companii în condițiile acestea de criză acută. Cum joacă România cartea asta impozitării în acest context? În primul rând, haideți să spunem puțin despre ce este vorba cu această impozitare. Este o conversație la nivel de economii dezvoltate și la nivel de OECD de câteva luni privind impozitarea cu 15% a companiilor în țara în care desfășoară activitatea. Despre asta este vorba, nu este vorba despre altceva. O măsură care, din ce am văzut în sondaje, majoritatea românilor este de acord. Acum că Ungaria este acest copil teribilist care de mai mulți ani nu este de acord cu decizii europene și decizii la care participă de altfel și dintr-o dată se răzgândesc, este problema lor. Dacă ne uităm, un lucru pe care trebuie să îl recunoaștem lui Orban este faptul că în ultimii ani a avut o politică constantă de atragere de companii străine și de investiții străine în Ungaria. Acest lucru l-a făcut. Deși nu sunt de acord cu 90% din politicile lui, trebuie să recunoaștem că acest lucru l-a făcut și l-a făcut bine. Înseamnă că, probabil, în negocierile pe care ei le-au avut cu companiile respective, a fost și o înțelegere cu privire la impozitare. Dar noi, cumva, apropo de cum joacă România, trebuie să ne hotărâm. Ori vrem să impozităm
companiile în țara în care produc, în cazul nostru în România, ori vrem să fim și noi copiii teribiliști și să nu fim de acord cu discuțiile și cu deciziile care se iau în formate mai largi. Da, eu nu cred că este vorba de copii teribiliști, pentru că are logică ce spune domnul ministru de externe. Dați-mi voie să citesc o declarație pe care a făcut-o șeful diplomației ungare. Noi, ungurii, am muncit din greu pentru a avea cele mai mici impozite din Europa. Introducerea unui impozit minim global ar însemna o dublare a impozitului pentru companiile producătoare. Un astfel de impozit ar pune în pericol 10.000 de locuri de muncă în Ungaria. Indiferent cât de mari sunt presiunile exercitate asupra noastră, nu vom susține introducerea unei taxe minim globale. Silviu Sergiu. Din păcate, în ultimii ani s-a întâmplat. Bun. Silviu Sergiu, cum e cu taxarea asta pe care Ungaria o ține, vrea să o ține jos cu prețul, iată, scandalului pe care l-a pornit cu Statele Unite ale Americii? Nu se înduplecă nici în fața nimănui. E un joc electoral sau... Până la urmă, ăsta e secretul guvernului Orban. El a reușit să se păstreze, să se mențină la putere pentru că a practicat întotdeauna niște politici de dumping fiscale, dacă le putem spune așa. Și relația e tensionată și cu Uniunea Europeană, nu numai cu America, plecând chiar de la plafonarea prețului benzinei, a combustibilului, motorinei și până la, problemele legate de statul de drept și de faptul că Uniunea Europeană nu mai vrea să financeze până la urmă cu bani europeni o țară care încalcă acquis-ul comunitar până la urmă în materie de stat de drept. Deci nu e o surpriză pentru nimeni că Victor Orban, așa cum spunea doamna Cătăuță, acest copil teribil care a început să joace jocuri din ce în ce mai interesante și mai detestabile din punctul meu de vedere. Mă refer aici numai la relația pe care o afișează cu Vladimir Putin și faptul că pune într-o dificultate majoră Occidentul atunci când joacă intern? A plafonat prețul la carburant, e adevărat, după aia a fost nevoit să limiteze cantitatea cumpărată de la pompă la prețul plafonat. Acum spune nu vrem taxe mai mari intern pe companii. Intern joacă centralist, intervenționist, joacă, într-o manieră care n-ar trebui să, care n-are nicio legătură până la urmă cu o economie liberă și o economie de piață. Da, el permite Ungaria, pentru că dacă te duci în Budapesta sau în Ungaria, oricum ei trăiesc mai bine ca în România. Pentru că au industrie, au avut investiții importante și au un PIB bazat în primul rând deci, pe industrie, timpului, ceva nu pe consum. Deci, de vreme ce s-ar miza Andronic. Da, măi, eu, adică toți stăm și urmărim ce face Ungaria și acum întrebarea este simplă și directă. Nu o să ne răspundem la ea, că nu avem curajul să facem asta. Nouă ne-ar plăcea să avem așa un lider? Un lider care să se bată pentru a plafona prețurile? Un lider care să se ducă la Bruxelles și să negocieze așa cum gândește el mai bine și să-i spună Uniunea Europeană, da, frate, tu ești singurul care ai, tu ești exceptat de la sancțiunile rusești. De ce? Pentru că asta și-a dorit. Nu a fost pedepsit, da, să nu intre în pachet. Nu, asta și-a dorit, asta a negociat el. Cu toții îl batem cu pietre, metaforic vorbind, pe Victor Orban. Dar Victor Orban stă la masa verde. Nu-l dă nimeni afară de acolo. Toată lumea îl bagă în seamă. Îi strângem în mâna, metaforic, repet. El stă acolo, nu stă la ușă. El știe că are o misiune. Din punct de vedere electoral, tocmai a fost ales. Tocmai s-a terminat cu alegerile în Ungaria. Da, a reușit pe acest discurs, dar este politica lor. Că ei reușesc să-și impună acest gen de politici la Bruxelles, este fix meritul lor. De ce? Pentru că asta își doresc. Noi putem să stăm să judecăm de pe margine. Nu reușește Orban să facă nimic la Bruxelles, doamna Andronic, iertați-mă că intervin. Dar putem să-i facem apologia lui Orban, că este un lider nemaipomenit, dar este un lider, ca să zic așa, n-are nici cea mai mică legătură cu spiritul european și cu lucrurile pe care le-a promis în momentul în care Ungaria a intrat în UE, da? Și deci este irresponsabil, irresponsabil
Faptul, păi nu-i face că e greu să-l iei de mână, să-i dai un ștânf fund și să-l dai afară din UE, așa cum ar trebui să-i facă. Obține lumea ceea ce-și dorește. Nu știu ce obține. Eu, de pildă, Ungaria are activat acea clauză cu finanțarea, articolul nici din tratatul Uniunea. Aș fi făcut declarație. Faptul că nu-l interesează și noi ne putem apuca acum să aruncăm cu pietre în UE. Deci Orban, și trebuie să o spunem pe șleau, face chestia asta pentru că este un lider corupt care a luat bani de la ruși. Face afaceri cu rușii, bine, doamna Andronic. Am înțeles. Și datorită banilor pe care i-a făcut în acești ani cu Vladimir Putin. Nu vreau decât să vă spun un lucru. Că este politica lor și este ceea ce își doresc iresponsabilă. Ungurii. Nu este vina mea, este treaba mea este să-l judec pe Orban. Este o ce face Orban. Nu putem să-i facem trăiesc apologie aici, iertați-mă. Nu-i face nu nimeni apologie. Dar și că Orban este modelul, nu am că este așa modelul ceva, de urmat. Nu, dar eu asta am înțeles, iertați-mă. Nu, n-ați domne, înțeles corect. E nemaipomenit Orban. Eu am spus așa, că face politica Ungariei. Ce mă lăsați să termin? Vă rog. Deci, face politica Ungariei, obține ceea ce își dorește, nu am lăudat pentru asta. Din potrivă, am criticat un pic Uniunea Europeană că nu-l ține puțin la ușă. Stă la masa verde, asta am spus eu. Da, și mai ceva, spiritul european despre care vorbea Silviu Sergiu, s-ar putea ca în următoarea perioadă să se facă puțin praf și să vedem și alți lideri europeni care împrumută sau copiază stilul lui Ludovic Orban. Dacă a început domnul Orban și mai se găsește și alții să facă asta, foarte bine. Pentru că mai bine punem, închidem cu cheia Uniunea Europeană. Aruncăm cheia în lac și la revedere. Adică pentru că e vorba despre industria și despre nivelul de trai din fiecare țară. Și asta va fi un mare test pentru da, toți. O să vedem dacă o să ieșim cu bine din acest test. Deci România, din păcate, pentru noi, mă uitam în sondaje și domnul Bulai ne poate explica mult mai bine, e la o aruncătură de băț de a acredita un lider populist și autoritar. Credeți-mă. Mai încă s-a mai dus valul, de... s-a mai dus valul ăsta. Nu știu. Era nu știu înainte de război mai sus. Vedem. Să luăm pauză de publicitate și ne întoarcem. A susținut nota de plată pentru litoral, doamnelor și domnilor. Se simte marea evadare, spun hotelierii, care cer ajutorul guvernului pentru că au rămas fără clienți. Practic, la Mamaia se face turism doar în weekend, în restul săptămânii. Cei de acolo se plâng că nu mai au clienți, nu mai vin turiști nici la terase, dar nici la cazări la hotel. Se încearcă tot felul de, se caută tot felul de explicații. Unii spun că, iată, această perioadă de după pandemie, practic, i-a determinat pe români să rupă granițele, cum se spune, să fugă, să meargă în străinătate pentru a-și petrece concediile. Cert este că turismul românesc a fost puternic lovit în acest prim an după pandemie. Vă spuneam că se cere intervenția guvernului. Ce vor hotelierii? Vor mai multă promovare, spun reprezentanții Horeca. Stațiunile de la Malul Mării nu sunt suficient promovate, de aceea nu există turiști. Care să fie explicația, domnule Demețo, care este explicația de ce nu avem sezon turistic? Au greșit hotelierii, prețuri mari, servicii proaste și acum decontează? Sau eu, care știu că, eu știu că oamenii merg în concediu. Este primul an după pandemie când oamenii pot să meargă în concediu și cred că merg cumva și în dorința aceasta de a recupera cei doi ani în care au mers cu frică, au mers cu restricții. Au fost doi ani în care cumva oamenii au fost mai degrabă forțați să-și facă concediile în România din cauza testelor, felurilor stricte de a intra în alte țări și asta poate să fie o explicație. Acum, pentru că doi ani la rând au fost obligați cumva să-și facă concediile în România, având o libertate mai mare de a circula, au ales să meargă în alte țări. Dacă asta poate fi o explicație. Niște oferte bune, poate fi o explicație. Eu sunt sigur că oamenii se uită și la preț. Și o explicație poate să fie și aceea a prețului. Pentru că eu n-am fost plecat în concediu nici în țară, nici în afara țării anul acesta. Mă rog, în ultimii ani. Dar oamenii cu care vorbesc îmi spun că prețurile sunt mai mici în Bulgaria, pe condiții mai bune, hoteliere și de masă, decât sunt în România. De exemplu,
Iar oamenii sunt sensibili la preț, în special în contextul în care avem criza economică și prețul combustibilului și prețul la energie și toate celelalte, oamenii sunt sensibili la preț. Sigur, da, guvernul poate să încerce să ajute. Grecia nu e prea ieftin, dar... Nu, dimpotrivă, s-ar putea să fii surprins. În Grecia s-ar putea să fie mai ieftin decât este în România. S-ar putea să fii surprinsă și aici. Da, deci la 7 nopți de cazare, probabil că e mai ieftin în Bulgaria sau în Grecia, dacă te duci cu mașina, decât la Mamaia. Domnule Bulai, cum analizați comportamentul turiștilor români? Fug de prețuri, fug de serviciile proaste sau pur și simplu vor să evadeze? Acum, știți ce se întâmplă? Noi avem o boală de mult timp. Nu e chiar nici nu e vina acestui guvern în povestea asta. Avem o boală de mult timp și sigur că în momentul în care vine doar un factor care perturbă un pic lucrurile, încep să se vadă foarte clar problemele. Frate, de 15 ani merge românul în Bulgaria. Deci cel puțin, deci un deceniu și ceva, pentru că era rațional să meargă în Bulgaria, fiind mult mai bine bune condițiile și prețuri mai mici. Simplu. În Grecia, în anumite, poți să mergi cu bani mai puțin decât mergi într-o stațiune de pe litoral. Sigur că sunt și foarte scumpe, adică oferta este variată. În Turcia poți să mergi mai ieftin decât în România. Dar asta de mult timp. Numai că în momentul în care erau bani pe piață, aveai și clienți pentru România, suficienți cât, că nu aveai 500 ce litoral, hai să nu exagerăm, se umple destul de repede. Dar acum se văd. Sigur că în condițiile în care nu ai educație turistică, adică nu ai lucrat deloc 20 de ani minim, ca să pregătești chiar aceștia, adică... Faptul că ai un hotel, ai cumpărat hotel, înseamnă că ești ai treabă cu turismul. Sunt servicii, de fapt, turistice oferite de alte țări mult mai atractive. Despre asta este vorba. Și nu știm să facem turism. Mai ieftin. Asta este concluzia. Nu știm să facem turism și povestea asta cu promovarea stă în picioare, pentru că reputația ți-o cam faci singur. Absolut. Ce să facă guvernul dacă s-a dus vestea? Dar mai e un lucru. Se comunică altfel de câțiva ani. Se văd imaginile pe rețelele de socializare. Există forumuri. Există platforme de rezervări. Absolut. Și mai e un lucru. O să vă spun unul din factorii care cred eu că a influențat și această, cum să spun, negare, dacă vreți, a litoralului românesc, este faptul că pe litoralul românesc, și vă spun nu doar din propria mea experiență, este faptul că nu se plătește cu cardul. Sunt foarte multe locații, la hoteluri, da, se plătește cu cardul, acolo mai ai nevoie și de factură, dar sunt foarte multe baruri, sunt foarte multe restaurante unde dacă nu ai bani cash, vă spun că nu plătiți. Da, plus că e taxa aceea de parcare în Mamaia, 96 de lei oamenii, pe zi. Da, oamenii, mai spun un lucru și cred că este un sentiment firesc. Se simt furați. Adică una este să plătești în mod oficial și spui, băi, ăsta este prețul, dacă vreau îl plătesc, dacă nu, nu. Și alta este să ți se impună să plătești cash, de ca și cum cineva ar vrea să-ți fure din buzunar bucățica deci aia pe care tu ai muncit. Deci dacă guvernul mâine 1 miliard de euro, zic și eu așa, o sumă exorbitantă, pentru promovare, se face promovare masivă și în România și în străinătate, se schimbă ceva pe litoral? Nu, pentru că nu-i schimbi pe români, nu ți oferă servicii mai bune, ei nu devin mai amabili, pentru că guvernul a dat 1 miliard de euro. Da, Cătăuță, nu se cunoaște această știință la guvernul României de a face turism sau pur și simplu e haos și fiecare face ce vrea, fiecare își pune ce prețuri vrea, că nu e așa, e o economie, e o piață liberă, dar uitați că piața, cum speram, se reglează într-un final, nu? Să știți că aceeași problemă au și hotelierii din Sant Montană iarna. Se plâng că nu există turiști care să meargă. Da, într-adevăr, hai să fim sinceri și să recunoaștem că este o problemă și a serviciilor și a prețurilor. Orice regulă, orice campanie de marketing bazează corect. Promovezi ceva ce este adevărat. Chiar că guvernul ar interveni și a face campanie mult mai agresivă în momentul în care cei care ar constata că poate în multe locuri nu sunt serviciile la acel nivel la care s-ar aștepta, atunci cumva campania de marketing nu și-ar avea rostul. Dar nu credeți că ar trebui de la cel mai înalt nivel, de la Ministerul Turismului, să se facă niște reglementări clare, niște clasificări ale stațiunilor astfel încât toată lumea să se alinieze, pentru că e haosul ăsta, pentru că nu există reguli sau dacă există, toată lumea le încalcă, pentru că este loc.
Silviu Sergiu. E o chestiune întreagă, însă cred că trebuie să existe o discuție între Ministerul Turismului și aceste asociații ale hotelierilor. Dar credeți că nu există discuții? Împreună. Pentru că nu este doar o problemă pe care statul poate să o rezolve. De data aceasta e o situație în care trebuie să creze împreună. Altfel, lucrurile vor fi la fel. Da. Cum e? Te duci pe litoral sau te duci în Grecia? Eu nu mă duc pe litoralul românesc, nu mă mai duc de multă vreme. Adică ți-ai face un concediu de 7 nopți? E foarte scump și se zice foarte proaste, ce să caut acolo. Deci asta adică e de fapt problema pe litoral. Bineînțeles. Ce să mai căutăm atât în discuții Bineînțeles. Cu mai erau câteva locuri în care te puteai relaxa cât de cât, le-am pierdut și pe alea, s-au aglomerat, s-au umplut de tot felul de... Ceea ce nu e vina numai a hotelierilor și a celor care fac business în turism, e și vina turiștilor până la urmă, că na, e puțină civilizație, te trezești păi cu... Păi uite că așa necivilizați cum sunt, sunt primiți în Tasos, să înțeleg că e full și în Halkidiki. Da, nu știu, dar în România e un pic diferit, adică te poți trezi cu... Sau poate se adaptează și turistul român dacă se duce într-o stațiune, nu știu, în Hurghada. E posibil, vorbit, e posibil. Poate se adaptează și el la... E posibil, la condițiile de acolo, de acolo, la exigențe, da. Foarte interesant, oricum am văzut că multă lume se bucură. Se bucură că iată în sfârșit a venit nota de plată și pentru hotelierii la Comi. Așa am văzut că sunt numiți. Mie pare rău că ei vin după o criză și Horeca a fost... Eu întotdeauna am luat apărarea celor din Horeca. Am făcut-o benevol, mi s-a părut o chestie de echitate până la urmă. Au fost loviți în pandemie foarte. Am cunoștințe care au restaurante, au business-uri. Au dus-o foarte, foarte greu. Dar n-au mai venit oamenii la restaurant, au trebuit să... Unii n-au rezistat, au dat faliment. Și acum ei probabil încearcă să recupereze ce s-a pierdut în anii ăștia, dar e foarte și greu nu să... nu fac altceva decât să piardă totul. Da, oricum, și... o speranță, o veste bună. Citeam astăzi o știre că biletele la avion se vor scumpi extraordinar de mult, pentru că nu e așa... E vorba despre combustibil scump și s-ar putea ca să nu-și mai permită românii în viitor să plece și se vor întoarce la mergem turismul cu mașina, nicio local. Problemă. Chiar dacă costă benzina mult, luăm mașina și mergem. Trebuie să luăm publicitate. Un singur lucru vreau să spun foarte repede, pentru că e o sursă, mă rog, credibilă. Guvernul a dat 3,7 miliarde de lei pentru Horeca. Ajutoare. De sprijin pandemie, vouchere de vacanță și scutire de impozit specific. Deci, ce ceea trebuie? Ce se vede... Făcut? Da. S-au făcut totuși niște pași. Luăm publicitate, ne întoarcem la a doua parte să vorbim despre ancheta care a pornit la Curtea de Apel București pe cazul plagiatului premierului Nicolae Ciucă.